Practic vă gândiți să contestați. Stați că mai avem o ceva. Am revenit în Cornet Parahova. Vă gândiți să contestați această decizie, acest ordin de caracterare? Da, acest ordin de caracterare, care l-am văzut și pe sub de hârtie mai devreme la sediul primăriei Cornet, va fi contestat cu certitudine. De ce? Pentru că însă și autoritatea publică locală nu cunoaște nici la această oră exact motivele pentru care această comună sau satul Cornet a intrat în carantină. Ori, analizând legea carantinării și izolării, am constatat în calitatea mea de avocat, repet și de locuitor al comunei Cornet, că însă și regitorul ne obligă să contestăm acest ordin care a fost emis de către Departamentul pentru Situații de Urgență ca o măsură excepțională. De ce? Pentru că la numărul de infectați la nivelul comunei Cornet existau și alte posibilități, cum chiar legea prevede, ca să fie izolați, să se ia o altă măsură. Nu întreaga localitate. Nu întreaga localitate, cu 2800 de locuitori. Din informațiile dumneavoastră pe care le aveți acum, câte persoane sunt infectate și câți locuitori sunt? Păi numai din satul Cornet sunt 6 persoane infectate. De ce? Pentru că din 7 care au fost, unul a devenit negativ. Se știe de la ce după a plecat totul? Încă nu se cunoaște exact care este persoana infectată, persoana sunt zero. Familie, sunt... Nu sunt familie, sunt unul, maxim doi dintr-o familie. Dar din cei 15 care au stat la bază de acestui ordin de carantinare, de fapt au fost 8 care deja sunt negativați, sunt acum, știu, 2-3 săptămâni, o lună. Au spus că a intrat legea acum în vigoare, păi la momentul intrării legii în vigoare, la legii carantinării trebuia să se stabilească cu exactitate, după o anchetă epidemiologică care nu s-a făcut deloc și nici astăzi, până la această oră nu s-a făcut nimic, să stabilească exact câte sunt, câte persoane, 6, 7, 17, adică nu poți să iei după ureche o măsură extremă ca să prejudicezi toți locuitorii dintr-o comună. Practic, ca locuitor, nu vă simțiți protejat printr-o astfel de măsură? Nu, ca locuitor nu mă simt protejat. De ce? Pentru că îmi îngrădesc drepturile de circulație, deci libertatea mea care putea fi asigurată și prin alte măsuri, cu caracter izolator, cu caracter individual, printr-o simplă decizie a DSP Prahova, nu printr-o propunere care noi nici acum nu știm ce a stat la baza acelui dosar prin care s-a emis acest ordin. Contestația o faceți în nume propriu? Deci sau? Contestația o fac în numele meu propriu și a altor 100 de cetățeni din comuna Cornet, pentru că toți sunt nemulțumiți, nu numai primarul este afectat sau autoritatea. Care este poziția primarului? Poziția primarului este... Însă și n-au luat o vădărâne și dumnealui dacă atacă, dar nu este mulțumit pentru că nici acum nu cunoaște astăzi situația exactă care a stat la baza emiterii acestui ordin. Dar în ce fel sunteți afectați? Păi suntem afectați pentru că marea majoritate au servicii, lucrează la în zonă, la Ploiești și așa mai departe, după aceea cu aprovizionarea. Nu este niciun fel de problemă. Documente justificative pot ieși sau pot intra în localitate. Dacă serviciul este... cu documente justificative. Aspecte. Bine, în acest ordin scriu care sunt îngrădirile care se fac, dar de ce? Acestea să fie excepții, nu regulă. Nu transformăm, știu, excepția în regulă. Așa s-a dat, de exemplu, cu Cornet, după această localitate din Giurgiu, mai urmează vreo 12 la Argeș și tot așa carantinăm toată România. Considerați că în momentul de față această pandemie, virusul acesta, coronavirus, este un pericol? Sau? Da, eu consider că este un pericol, dar el poate fi gestionat ca în alte țări, în mod izolat unde sunt focare și prin alte măsuri, ca să nu afecteze întreaga comunitate. Și localitatea nu este o focare în momentul acesta? Din punctul meu de vedere, nu. Dar o să vedem și însă și legea carantinării ne obligă, mă obligă pe mine ca avocat, pentru că nu pot pe cale administrativă asta comparantină să solicit DSP-ului Prahova și Institutul Național de Sănătate Publică, cu avizele care le dau, domnule, care a fost pragul cu 3 la 1000 și așa mai departe, cu calculate. Deci, repet, nu pot pe cale administrativă să solicitați aceste documente. Ele se pot obține de la instanța de contencios administrativ. În cazul ăsta, iarăși, au lucrat 4 zile și 4 nopți în Parlament ca să dea o lege prin care dă competență exclusivă instanței de contencios administrativ, Curții de Apel București în cazul ăsta. Adică și dacă se izolează la Suceava sau la Iași sau la Satu Mare, tot la București trebuie să adreseze, pentru că nu se aplică regulile din legea contenciosului administrativ. Deci toată lumea trebuie să adreseze la sediul emitentului actul administrativ. Ori sediul DSU în cazul nostru este la București. Deci n-am cum să mă adresez Curții de Apel București, nu mă duceam chiar la sau mâine să depun cetă.
Mai sunt în sat iar... și alte persoane suspecte nu, care nu, au nu. Intrat în contact cu... Nu, nu mai sunt alte persoane, din auzite, din unde se comunică, din comunică la legătură. Dar s-a făcut o anchetă epidemiologică? Niciodată, niciodată și nici astăzi, nu s-a făcut nimic. Vă noi vreau să știm. Există vreo persoană depistată pozitiv care se simte rău? Sau nu, care a fost internată? Nu, sau... nu, 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 nu. Sunt cei care au fost și acum 2 săptămâni, 3 săptămâni, s-au negativat. Ele se știu, nu vreau, și eu știu, dar nu vreau să le spun numele vădă asta. Ce se întâmplă cu aceste persoane? Ce fac în momentul sunt acesta? Sunt izolate, o parte au fost la spital sau vindecat. Deci asta trebuie lămurit cu exactitate. Ies din locuința proprie sau sunt... Nu știu exact, o parte poate că ies care sunt negativi, nu? Că nu mai sunt, s-au repetat testul de 2 ori, de 3 ori și au și negativi. Și alții care sunt pozitivi și stau, 2, 3, 4, cât mai sunt. Ce știți, ar vrea să meargă la spital? Păi nu am cum să nu meargă, e interesul lor să meargă, nu? Ca orice om care este bolnav. E firesc să meargă la spital, dar poți să caracterizezi 1800-2000 de oameni pentru 3-4 persoane. Mulțumim! Numele cum fac și funcția? Bogdan Dumitru, avocat. Sunt și avocat al primăriei, nu? Da, și al primăriei, dar sunt specializat pe dreptul administrativ. Am înțeles. Deci a fost...